Tocmai cei care spun că vorba aceasta aparține Bibliei, tocmai ei nu cercetează și cred fără să facă cercetarea de rigoare. Vezi? Da. Chiar vreau să te întreb, pentru că este o vorbă pe care mulți o condamnă oarecum, aceea crede și nu cerceta, care este... Da, este o naivitate. În primul rând, pentru că vorba nu apare nicăieri în Biblie, vorba nu aparține creștinilor, nu ne aparține nouă creștinilor, vorba este spusă de un filozof pe numele lui Celsus și atribuită, așa cum ți-am zis, eronat Biblie. Biblia transmite exact opusul. Și vorba care îndeamnă la opusul acestei vorbe, prima care îmi vine în momentul de față, pentru că sunt mai multe, este caută și vei găsi. Adică caută. Adică cercetează, practic. Asta înseamnă să caută. Învață și vei găsi. Și tocmai de asta... Este o vorbă care este dată în necunoștință de cauză și a trebuit în necunoștință de cauză. Dar de ce crezi că a fost? Nu știu. Mi se pare un pic chiar mai surprins când mi-ai spus asta, pentru că și eu eram convins că aparține în Biblie. De ce toată lumea crede că este în Biblie, dacă e acelui filozof? Nu toată lumea. Cei care au citit Biblia știu. Da, probabil. Cei care n-au citit. Dar nu numai că n-au citit, pentru că poți să dai un simplu search pe Google. Dai un search pe Google, crede și nu cerceta, și adevărul va ieși la iveală din primele rezultate, dar este ignoranță și indiferență și lipsa dorinței de a cunoaște. Tocmai asta e. Deci îți dai seama cât de... Da. Cât de uite, paradoxul și cât de minunat este adevărul, că tocmai cei care spun că vorba aceasta aparține Bibliei, tocmai ei nu cercetează și cred fără să facă cercetarea de rigoare. Vezi? Da.